Oh, dar nu v-am văzut intrând. Anitube este un termen folosit adesea de YouTuber pentru a se adresa celor care creează conținut cu anime-uri și manga. Dar, ei bine, acest lucru există în România? Da, și uitați aici, Anitube România Rewind 2022. Apogeul acestui capitol este apariția noului Otsutsuki. Otsutsuki Shibai. Otsutsuki Shibai. Dar nu putem să nu vorbim despre cel mai hype-uit anime din acest moment, și anume Chainsaw Man. Denji are un vis simplu, să trăiască o viață pașnică cu o fată de care să-i placă, folosindu-se de animalul său de companie, Pokita. Ceea ce spun, parafrazeze o frază. Când a fost mai rău, am știu că doar o fază. Nu sunt împiedicat, proschii nu mă cheamă Lazer. Are sabie, se crede ce dai, eu văd un lasă. Putere rară, bestie fiară, suecul prea blană că nu se separă. Putere mare, gen bestie fiară, luptele boring prea mult nu durează. Awakening-ul lui Luffy, care în sfârșit a venit. În San Godnica. Gear 5, jos spălăria lui Oda pentru că a scos din nou covorul de sub noi. În acest moment s-a dezvăluit că ceea ce a fost numit Gomu Gomu no Mi este de fapt Hito Hito no Mi model Nikku. Luffy sare în aer și adoptă o poziție similară cu cea lui Nikku, prezentată într-un capitol anterior. Dar oare ce se întâmplă cu zeul Buggy? Hai să vedem un sneaky peeky. Bastardul din război, care i-a furat inima lui Lucifero, revine cu inima lui Lucifero și îl numește Lucius Zogratis. Exact, asta tocmai a fost Reverse Isekai-at în țara Hino, unde aparent asta își distruge limitele și slăbiciunile cu ajutorul unei noi forme. Ichigo e o combinație între om, Shinigami, Hollow și Quincy. Blue Lock este un anime fenomen care pe MyAnimeList a strâns nota 8,2 din 61.000 de voturi. Finalul este aici. Ultimul capitol din Tokyo Revengers a apărut astăzi și un mesaj de la autor care ne mulțumește că am citit seria Tokyo Revengers. Drake nu mai spune Takemichi că deja a schimbat viitor, așa că de acum încolo nu vor ști ce se va întâmpla. Se întreabă pe Takemichi dacă e pregătit. Acesta îi răspunde că îl vor aduce înapoi pe Mikey. În primul rând, mă gândeam că va fi un final fericit, mai ales după ce a confirmat acest lucru și autorul seriei, dar parcă totul a fost grăbit și nu am primit o explicație a ceea ce s-a întâmplat. Iar e canalul lor. Mamă. Băi, ești nebun. E prima oară când mi se întâmplă așa ceva pe live. Atâta pot să fac, să fac o hologramă, ca lor. Respect, ești pro. Big respect. Da. Aia nu cogi a învățat psihologia oamenilor și modurilor de gândire și din acest motiv el a învățat cum să folosească asta în avantajul lui. Un mic disclaimer, el a fost președinte doar în universul JoJo, așa că... Până la urmă, de ce să nu fur această idee de content care este foarte la modă acum? Habar n-am, te rog nu mă bate, te rog nu mă bate. În cel mai bun canal de pe YouTube eu sunt. Bun, acum că în sfârșit am apărut în spate, o să vedem exact ce se poate întâmpla așa rău. Așa că, hai să mă întâlnim. Bă, ce se poate întâmpla așa rău dacă faci un film de genul? Bă, nu știu, ce se poate întâmpla așa rău? Bă, nu știu nici eu. În acest moment, Saitama este comparabil, iar aici îl pun cât de sus pot eu, cu Majin Buu când era furios. Oamenii chiar nu înțeleg diferența. Ultra Instinct este o tehnică divină care separă conștiința utilizatorului de corpul acestuia, permițându-i astfel să lupte fără ca emoțiile și propriile gânduri să-i stea în cale. Saitama, stop! Nu spune niciun cuvânt. A ajuns avocatul tău. Privind puterea brută, Saitama câștigă, dar când vine vorba de abilități de energie, Goku este cel care are avantajul. Cel mai recent fenomen care a apărut în lumea anime, și anume noua serie Cyberpunk Edge Runners. Power a zice că lac, deoarece uitați-vă la brațul lui. Yasuke speed eu, deoarece Yasuke este puțin cam gras. Emotional damage. Aș zice că îmi pare rău pentru mâna lui, dar omul are 3 neveste care sigur o să-i țină locul. Asta dacă mă înțelegeți. Lui Zic îi se fură puterea de control a fondatorul și activează calea spre final, unde toți titanii din pereți ies și încep turtirea și distrugerea lumii. Vorbele lui Saitama îl enervează destul de tare pe Garou, ceea ce îl fac să activeze noi scheme pe care nu le-am mai văzut niciodată. Dar Saitama zice că și el poate face asta. Creează crăpături în suprafață, care arată colosal. Wow! E atât de happy! Cu să cânt cu voi! Tsuyoku, Nareru, Ryu-o, Shita!
Nu de alta, dar aparent primul anime a apărut mai precis în anul 1907 și acest oarecum anime, dacă îi putem spune așa, are o durată de 4 secunde. De data asta îi comentăm lista lui Andrei în anime. Probabil îl știți, probabil nu. Chinezărie, Erased, Mushoku Tensei, Steins Gate. Salut! Eu sunt Darth Stage și am mai vorbit despre Itachi în trecut, mai exact chiar în ultimul clip, Itachi vs. Minato, adevărul brutal, Zeus solo care l-ar putea bate și pe Jupiter. Și chiar știa cum funcționează încălzirea globală. Totuși, aș vrea să vă menționez să nu uitați să-mi cumpărați NFT-urile. Bun, pe locul 5 este Capral Uchiha. Acesta este personajul care deschide topul, iar ceea ce l-a făcut atât de puternic este povestea din spatele lui, adică râsul lui, care efectiv îi suge inamicul înainte de a începe lupta. Anime este bun, nu zic nu, până episodul 7-8, când episodul 7-8 deja se dă în minori, sunt foarte multe scene de sex, sunt foarte multe scene animate, interesant, aproximativ. Mă sună băiatul ăsta, ia să-i răspund. Ești pedofil? Bă, nu recunosc nimica.